Salutare, dragi telespectatori! Sunt Liliana Prado și cu mare drag vă prezint o nouă ediție a emisiunii Beaumonde. Invitata mea de azi continuă feeria sărbătorilor de iarnă. Ea este Alina Mocanu și vă prezintă colindul Stați creștini și nu dormiți! Atenție la ecrane! Salutare, Alina! Îți mulțumim că ai venit cu această frumoasă premieră aici în studioul Busuioc TV și ai bucurat spectatorii noștri cu acest minunat colind.
Vă salut și eu cu mare drag, vă mulțumesc mult pentru invitație, cu mare drag vin de fiecare dată în familia Busuioc TV. În cadrul acestor sărbători minunate am ținut să aduc un colind minunat, deoarece deja încet, încet ieșim din sărbătorile de iarnă, dar totuși mai sunt oameni care sărbătoresc pe rit vechi și am zis să vin să vă colind și pe dumneavoastră, să reușesc să intru în casele fiecăruia. Desigur, aceste sărbători de iarnă sunt cele mai așteptate, cred eu, și cele mai feierice, așa, pentru că chiar în familie, nu știu la alții, dar la noi, în familie, bradul stă până la sfârșitul lunii februarie. Corect, corect, la noi exact e aceeași atmosferă frumoasă. Să știți că pentru mine sărbătorile de iarnă vin cu o încărcătură aparte, ne reunim cu toții în familie, dat fiind faptul că noi deja suntem așa mai moderni, mai cu alte sărbători, sărbătorim Crăciunul pe rit nou în familie, în Chișinău, dar pe rit vechi plecăm la țară cu toții, la părinți, pe la rudele cele mai apropiate și, nu știu, se simte această atmosferă frumoasă de familie. E minunat, sunt foarte, foarte frumoase aceste sărbători. Extraordinar și eu îți doresc ție și tuturor telespectatorilor ca aceste emoții frumoase și pozitive să continuă nu doar pe perioada iernii, dar pe tot parcursul anului. Să dea, Doamne. Și eu vreau să zic că cred că fiecare observăm că ultimii ani este o tendință de a îmbrățișa aceste arte și tradiții chiar și la cei mai tineri. Sunt artiști foarte mulți tineri, copii, care de la școlile de arte, de prin toate zonele Republicii, care încearcă să învețe colindele străvechi, să le transmită. Deci eu admir această schimbare în cultura noastră și doresc tuturor celor care încearcă să învețe și să transmită aceste obiceiuri, le doresc succes și îi felicit pe această cale. Da, să știți că am observat această tendință a tinerilor să preia cumva câte ceva din acele tradiții vechi ale noastre. Chiar vă spun sincer, am fost recent la părinți la țară și să știți că am văzut, spre marea mea surprindere, am văzut colindătorii. Colindătorii ce mi-au umplut sufletul cu bucurie. Ce cu câțiva ani în urmă nu exista și eu chiar mă gândeam, oare o să dispară aceste tradiții? Nu, să știți că ei preiau aceste obiceiuri și sunt foarte bucuroasă, chiar niște copii din satul meu natal mă întrebau dacă aveți poate ceva colinde vechi sau... Zic, da, sigur că avem și chiar le-am transmis câteva colinde pe care le-am învățat și eu la rândul meu la Academie, pentru că când eram eu mică nu prea mergeam cu colindatul, mai mult cu ratul, aveam scenete diferite, mergeam cu capra, cu steaua. Cu steaua. Da, aceste vechi tradiții noi le țineam cumva, dar tot iarăși le preluam de undeva. Veneau rătorii la noi, veneau mascați. Era un întreg ritual de care oamenii se țineau cont, făceau pregătiri. Acum cumva suntem toți în febra aceasta. Fugim și nu știu după ce fugim. Desigur. Dar eu țin minte când eram acasă la părinți, întâlneam minunat și așteptam aceste sărbători să întâlnim murătorii și țin minte că când era ziua, veneau copiii, cetele de colindători, copiii mici. Și se începea ora 3, ora 4 și deja seara, noaptea, veneau ăștia mari, mascați, deci fiecare frumos, la ora lui. Și vrei, nu vrei, aceste momente s-au întipărit în memoria mea, au rămas acolo transmise și noi le-am preluat la rândul nostru, eu am ce le povesti copiilor mei și acum aș vrea, foarte mult vreau și țin la aceste tradiții și vreau să le transmit copiilor și povestesc acasă băiețelului și fetițele, le povestesc, iată noi când eram și tatăl vostru când eram mici, ce făceam, cum făceam, pentru că
să aibă și ei ce povesti, să aibă și ei ce trăi în aceste momente. Și chiar mergem la țară de sărbători și ei se uită, întâlnesc colindători, întâlnesc curători, întâlnesc aceste cete minunate și îmi pare bine că persistă totuși, da, de aceste frumoase obiceiuri. Eu ce să zic, Moldova noastră nu este întotdeauna privită cu cei mai pozitivi ochi din exterior, dar ceea ce e cert că suntem un popor extraordinar de bogat în tradiții, în artă și cultură. Bogat, eu chiar mă miram la evenimentele private unde merg și unde sunt invitată și când cât de mult cei care vin la noi admiră obiceiurile noastre. Chiar pornind de la jucatul găinii, că sunt zone unde se joacă găina, colacul, cu cât fast este întâmpinat acest obicei, cu cât de frumos, cât de mare accent se pune. Mie îmi pare rău când unii tineri vin și spun că noi vrem nunți moderne, noi vrem ceva deosebit. Păi, asta și este felul nostru de a fi, noi suntem deosebiți. Prin aceste tradiții. Eu țin minte că eram la un eveniment privat unde erau oaspeții nașilor, erau din România și au venit aici cu toții. Păi când se juca găina, toți oaspeții s-au ridicat în picioare și aplaudau, pentru că ei chiar ne spuneau, vă mulțumim pentru păstrarea și pentru promovarea acestor obiceiuri, că chiar sunt prețioase. Desigur, pentru că întotdeauna cei străini veniți aici la noi în țară se minunează de toate valorile noastre, pe care noi cei de aici nu le observăm întotdeauna. Deoarece deja ne-am deprins că ele sunt și vrem ceva nou, dar ceva nou n-avem noi nevoie. Noi avem nevoie să promovăm valorile noastre, să le scoatem în evidență. Așa că trebuie și eu, dragă Alina, te-am cunoscut, dacă ți-aduci aminte, cu o piesă extraordinar de frumoasă de iarnă, da, care m-a fascinat. Noi o avem în playlist-ul Busuiocului, așa că telespectatorii noștri pot să o urmărească în această iarnă, cu siguranță, la postul nostru de televiziune. Dar îți mulțumim totuși că, iată, îmbrățișezi și adori și aceste tradiții și ne-ai adus astăzi în studio aici, iarăși, piese de muzică populară, care, iarăși, sunt o prelungire, o continuitate a acestor frumoase tradiții. Cu mare drag vin de fiecare dată și celor care ne urmăresc de acasă le dorim multă, multă sănătate, să îmbrățișeze oamenii dragi, să vă cuprindeți la o masă rotundă și să ascultați melodiile noastre pe care vi le aducem cu mare, mare drag de fiecare dată. Și iată, de această dată am venit la dumneavoastră cu o frumoasă melodie pentru cei de acasă și pentru dumneavoastră. Cum se va numi melodia pe care o vei interpreta acum? Este o melodie mai veche din repertoriul meu, Măiunele, pe care am realizat-o de ceva timp în urmă și o cânt cu mare drag de fiecare dată. Desigur, deci atenție tuturor celor care se numesc Ion, dar nu numai, toată lumea care ne privește în aceste momente, sper să se bucure de această melodie și să se avânte la dans. Da. Este, deoarece se apropie și Sfântul Ion, aceste sărbători frumoase continuă, ce se țin așa lanț, o dedic această melodie tuturor celor care poartă numele Ion. Atenție la ecrane, să ne bucurăm împreună cu Alina Mocanu! Hai, rozulețe
Dragi telespectatori, am ascultat-o cu mare drag pe frumoasa interpretă Alina Mocanu. Dar rămâneți alături de noi pentru că mai am un oaspete surpriză pentru dumneavoastră. Cu drag pentru dumneavoastră vă cântă Carolina Prepeliță. Fericit.
fericiți, cu dulciuri plină le este masa și au lângă ei cei mai mândri părinți. A venit iarna și fulge ca peste noi. A venit iarna și suntem iarăși în doi. A venit iarna, dragii noștri telespectatori, ați ascultat și iarăși am rămas în feeria sărbătorilor de iarnă cu piesa A venit iarna, pe care Carolina cu mare drag ne-a adus-o astăzi ca surpriză muzicală aici la noi în studio. Mulțumim, dragă Carolina! Bună, Liliana, și vă mulțumesc din suflet pentru invitație. Da, suntem în feeria asta a sărbătorilor și sunt atât de frumoase și vreau să doresc la toată lumea la mulți ani, genericul la mulți ani, și să avem parte noi toți de un an mai bun, un an mai cu mai multe realizări, să ne ningă cu speranțe, să ne ningă cu multă, multă dragoste și să avem numai noroc și mai sănătate, pentru că foarte mult contează. Draga mea Carolina, tu te faci așteptată foarte mult aici la Busuioc TV, dar noi să știi că de fiecare dată când tu vii la noi, ne bucurăm enorm de mult. Vă mulțumesc pentru invitație. De fiecare dată ne aduci această pozitivitate. Zâmbetul tău frumos, ochii tăi plini de, să zic așa, de pozitivitate, de lumină. Mulțumesc. Emane o pozitivitate extraordinar de frumoasă de fiecare dată și noi ne bucurăm că împarți cu noi această bucurie. Și știu că la sfârșitul acestui an tu ai realizat o frumoasă producție, o piesă la care ai făcut și un video, ai filmat și un video, și cum se zice că fiecare sfârșit e un bun început, astfel cred eu că și această piesă extraordinară o să fie un nou început în cariera ta muzicală. Ce zici tu? Da, deci de mult nu făcusem ceva nou și iată că în repertoriul meu a apărut această piesă care se intitulează Să-mi spui. Este o piesă despre dragoste, pentru că dragoste e sentimentul cel mai frumos care ne menține, ne face să ne simțim și împliniți, și puternici, și frumoși, și chiar îmi doream ceva, un stil mai nou pop. I-am dat și o haină aceste piese, deci a apărut și videoclipul. Am muncit împreună cu o echipă frumoasă, melodia și textul mi-au scris un băiat tânăr și talentat, Radu Dominica. La videoclip a muncit de asemenea un băiat tânăr și talentat, Nicolae Balan, Nic Studio, și prin intermediul... Noi îi salutăm! Da, îi salut cu mare drag. Intermediul și prin intermediul emisiuni. Dumneavoastră chiar vreau să zic că la toată echipa care au muncit și la videoclip, un mare, mare mulțumesc! Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, când m-ați răbdat, că ați împărtășit toate emoțiile împreună cu mine și iată că a ieșit ce a ieșit. Mie îmi place și să dea Domnul să placă și publicul. Să înțeleg că au fost flexibili acești băieți, au acceptat
să zic așa, ideile tale. Exact, da. Cu siguranță că au fost, pentru nu? Că am venit și eu cu ideile mele, vestimentația a fost ideea mea, Nicolae a venit cu ideile lui și până la urmă, mulțumesc și la dansatori și la persoana cu lumini, mulțumesc stilistei, deci la toată lumea care au muncit alături de mine. Mersi mult! Și adăugând câteva cuvinte la ceea ce ai spus anterior, că dragostea este cel mai nobil sentiment, chiar zilele acestea auzisem o întâmplare că o bătrânică era în spital și medicii au zis că nu va mai avea salvare, că va muri. Dar uite, atunci când toată familia a venit acasă și s-au reunit, pentru ea această dragoste adusă de peste hotare, de către copii și nepoței, a fost salvarea. Și ea, ca prin miracol, s-a făcut bine. Deci, uite această ce dragoste frumos. Care salvează lumea. Nu în zadar se spune că dragostea este un sentiment, lumea. Da. Un sentiment care el trebuie să domine, oriunde și oricând. Și noi ne bucurăm că pentru, tu prin asta ai trăiești, ales această da, temă. Prin asta trăiești și dragostea cu adevărat te menține foarte mult. Și atunci când iubești, când ești iubit și simți că ești apreciat, ești și protejat și susținut, atunci realizările sunt altfel și desigur. Te simți într-adevăr cu adevărat foarte, foarte împlinit. Am înțeles și eu de ce tu ai această lumină în ochișorii tăi. Frumoasă! Înseamnă că, Carolina, ești iubită, eu îți doresc și în continuare să fii iubită, ocrotită, respectată. Mulțumesc! Eu la și toată lumea doresc asta. Desigur, atunci când e reciproc acest lucru, se vede și în tot ceea ce faci, realizezi cum vorbești, cum te comporți cu ceilalți. Sigur. Deci când un om este împlinit, el este pozitiv. Când nu, desigur că atunci îl apasă toate nenorocirile sau să zic așa, tristețile lui pe care le are și iarăși un om când îl vezi trist, tot trebuie să fii cu el mai tolerant, pentru că nu știi ce se întâmplă în viața da, lui. Da, sufletul dacă este împăcat, da, desigur. Atunci apare și zâmbitul pe față și tu te simți foarte ok. Și noi, desigur, această frumoasă melodie pe care tu ne-o aduci, ca să nu lăsăm publicul prea mult în suspans, eu cred că putem deja să arătăm acest mare drag. Proiect extraordinar care a trezit deja, cred că, emoții în sufletele celor care l-au privit deja. Dar telespectatorii Busuioc TV, astăzi facem premiera acestui videoclip și, desigur, în continuare o să-l regăsiți în playlistul nostru și o să-l vizualizați în fiecare zi pe postul nostru de televiziune Busuioc TV, care întotdeauna aduce în casele dumneavoastră doar muzică frumoasă, cântată de cei mai îndrăgiți interpreți. Dragii noștri, fiți atenți la ecrane pentru că această frumoasă premieră adusă de Carolina Prepeliță o să vă încânte sufletele, iar dragostea din care se cântă în această melodie să vă inunde sufletele. La mulți ani, dragii noștri! La mulți ani pentru toată lumea! La mulți ani și să avem parte de multe, multe bucurii! Moș Crăciun să vă aducă la fiecare dintre dumneavoastră tot ce vă doriți, să vă lingă cu dragoste, cu succese, cu realizări, cu multe, multe împliniri, să ne fie cei dragi sănătoși, copiii să ne fie sănătoși și întotdeauna să ne simțim cei mai împliniți, cei mai fericiți. La mulți ani! Să-mi spui că iubirea mai are.
cărui dilemă chiar de-abia mă țin. Eu încă mai revin în locuri unde mă făceai să râd cât de puțin. Inimile noastre ca două mări albastre, dar se îneacă fluturii și pleacă. Noaptea rece vine, tu nu mă mai ține, visele mele îți sunt străine. Vreau să-mi spui că iubirea mai are detale. Sunt unica, unica în visele tale. Știi, mami, că e numai vina ta. De la mine ai șanse câte inima vrea. Vreau să-mi spui că iubirea. Vreau să-mi spui că iubirea mai are petale. Sunt unica, unica în visele tale. Știi, mami, că e numai vina ta. De la mine ai șanse câte inima vrea. Vreau să-mi spui că iubirea mai are petale. Sunt unica, unica în visele tale. Știi, mami, că e numai vina ta. De la mine ai șanse câte inima vrea. Dragii noștri telespectatori, sper că această ediție a emisiunii Bomond a fost pe placul dumneavoastră, pentru că noi din suflet ne dorim ca să apreciați ceea ce noi realizăm aici cu echipa Busuioc TV. Iar interpreții care ne pășesc pragul sunt cei mai admirați și cei mai talentați. Rămâneți alături de noi pentru că mai avem surprize pentru dumneavoastră și încercăm să le împărțim în fiecare ediție a emisiunii. La revedere!